Mă, nu știu dacă voi ați avut, ați văzut sau v-ați dorit așa ceva când erați mai mici, dar eu la un moment dat suna super SF să ai o tastatură laser, să poți scrie fără să ai o tastatură fizică, să poți proiecta unde vrei tu. Mamă, ce-mi doream atunci să văd cum mâi, să o testez și așa. Și a trecut timpul, între timp am uitat de toată chestia asta, dar zilele trecute am dat peste un produs, și anume o tastatură proiectată laser. Și maxim, bam! Deci am avut așa o scripire, trebuie să o testăm pe asta, trebuie. Așa că am cumpărat-o, Laser Projection Keyboard. Sunt maxim de curios cum e. Hai să vedem ce avem pe spate, să mă rog, pe lateral. Prima dată avem, funcționează cu smartphone, funcționează cu tabletă, funcționează cu un PC sau cu console video, jocuri, etc. Ok. Funcționează cu Android, cu iOS 4 sau mai nou, cu Windows sau cu BlackBerry. Bun, deci compatibilitate full, cum ar veni. Am zis dacă și funcționează, deja sună prea bine. Pe spate avem așa, full-sized keyboard, mouse function. Deci are și posibilitatea de a folosi un fel de mouse. Ok, nu știu cum ai putea folosi asta la telefon. Știu că Android-ul are posibilitatea de a pune un mouse la telefon. Da, am încercat asta când aveam un Android. Apoi Bluetooth connection, ok. Built-in battery, deci are și baterie. Și compatible with latest devices. Sunt curios dacă va funcționa cu iPhone 11, dacă tot apare, nu? Și funcționează cu cele mai opace și drepte suprafețe. Adică nu proiectăm pe un geam de sticlă sau ceva reflectorizant sau, nu, sau ceva ce reflectă, nu reflectorizant. Dar cred că e cam același lucru, nu? Ok, anyway. Și ce avem înăuntru? Device, un cablu USB și un manual. Hai să vedem ce avem înăuntru. Dar ce nimic acolo? Ce nimic? Chiar este incredibil de mic. Ok, hai să scoatem device-ul. Un pic. Ok, hai să-l punem momentan deoparte, să vedem ce mai avem înăuntru. Avem ăsta, dar ar trebui să fie manualul de instrucțiuni. Go to Bluetooth, search for device, when device discovers laser projection keyboard, tap to connect, upon successful pairing, the LED will stop blinking and go out. Ok. Deci pare pretty straightforward, deci să-l configurăm pare destul de ușor. Aici avem cablul USB, care este un cablu cu mufă mini-înțeles, cu mufă micro USB, bineînțeles. Hai să vedem și device-ul în sine, care este extraordinar de slim. Deci este foarte mic, din nou, comparație cu palma mea, da? Să vedem cam cât de mic e și ce detalii are. Bun, deci avem așa, hai mai întâi să-l analizăm puțin. În partea de stânga avem senzorul, ăsta din stânga este senzorul. În dreapta avem lumina care proiectează tastatura. În stânga jos avem un LED care va fi roșu dacă rămânem fără baterie și va fi albastru pentru statusul de la Bluetooth. În dreapta avem încă un LED care va fi albastru pentru a indica faptul că avem capsul cu activat sau va fi roșu dacă se încarcă, dacă avem charging status. Și jos aici avem lumină infraroșu. Pe dreapta avem posibilitatea de a-l atașa la key, mă rog, de pune un strap, power switch-ul și micro USB connect. Aparent poate rezista până la 120 minute, adică 2 ore. Deci el poate rezista 2 ore cu baterie și pentru a-l încărca durează tot 2 ore. Acum sper să fie adevărat și nu fie doar un copy-paste și o eroare de un typo ceva pe acolo. Aparent poți tasta până la 30 de caractere pe minut. Nu știu, n-am făcut niciodată, nu cred că am făcut vreodată un test de asta de cât de repede tastez eu de obicei, dar sună destul de fezabil. Hai să-l pornim, țin apăsat. Ok. Wow! Avem tastatură! Stați puțin! Nu știu dacă se vede. Imediat vreau să sting puțin lumina. Se vede pe camera de sus în momentul de față. Se vede tastatura foarte fain proiectată, dar o să facem și birou și la birou o să se vadă mult, mult mai bine. Așa, mi-am adus și telefonul. Hai să vedem. Hai să-l conectăm la device. Mergem la setări. Bun, a apărut la Other Devices Laser Projection Keyboard. Hai să-l conectăm. Până acum LED-ul albastru sclipea, însemnând că așteaptă conexiune Bluetooth. Dar acum, odată ce m-am conectat, LED-ul albastru a dispărut. Hai să vedem. Chiar sunt curios. Facem o notiță nouă. Chiar sunt curios să încerc asta. Hai să vedem. Să... Băi, merge! Deci... merge! Să... Subscribe... Alin... Zvâncă! Ah, am ratat o literă! Backspace... Zvâncă! Mamă cât de tare e asta! Mamă cât de tare e asta! E mega tare! Ia să dăm Enter! Hai să încercăm rapid! Ceva rapid! Hai să scriu ceva rapid! Hai scriu URL-ul de la YouTube! Ha! HTTPS! Ok, eu mers până acum! Două puncte! Unii slash aici! Slash slash! Am pus punct și virgulă. Pe punct și virgulă. Trebuie să vedem cu shift. Ia să vedem. Oare merge multi? Shift apăsat?
Deci nu pot să cred, merge și cu shift-ul apăsat, adică gen atins, merge cu shift-ul atins. Ok. Punct, 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 am nevoie de punct. Unde e punctul? Ah, punctul e aici sus. N-avem taste funcționale și aparent în locul chestiilor de aici de sus, în locul tastelor funcționale, e fune așa, sunt punctele și niște semne de punctuație. Super tare. Alin Ionuț Vâncă. Akin, ok, nu Akin. Oare merge chestia dacă țin pe spațiu apăsat? Nu. No. Nu, apare nu, asta este by default din... Dar cred că pot cu săgeți. Da, bă, frate, merge cu săgeți. Aici, delete, Alin Ionuț Zvâncă. Mamă! Bă, cât de mișto e asta! Vai de mine, cât de mișto! Tap and hold FN and tap right. Ah! Da. A, și avem și brightness. Ăsta e maximul, dar poate fi poate să lumineze mult, mult mai puțin. Deci dacă ești într-un spațiu, dacă ești într-un loc și zicem e noapte și vrei să aprinzi chestia asta, să tastezi mult mai rapid și așa, și totuși nu vrei să ai flash-ul ăla de laser în ochi, poți să scazi intensitatea luminii. Absolut grozav. Deci, dacă apăsăm pe... avem un buton aici cu o săgeată spre stânga, din dreapta jos spre stânga, dacă apăsăm pe asta, scade luminozitatea tastaturii și acum am trecut în modul mouse. Dar nu cred că o să funcționeze. Dar în schimb, dacă fac așa, mișcă cursorul. Wow, super tare, frate, super, super tare. Deci nu mă așteptam, nu m-am așteptat nicio secundă ca așa ceva să funcționeze și să funcționeze atât de bine. Deci vă recomand, dacă ați avut vreodată chestia asta pe care am avut-o, o dorință asta de a avea un produs de genul ăsta și poate chiar vă și ajută, îl puteți folosi, vă recomand, vă recomand cu încredere produsul ăsta, pentru că într-adevăr funcționează. Nu știu exact durata de viață a bateriei. Dacă funcționează cu iPhone, sigur funcționează și cu Android, pentru că iPhone-ul știm cu toții că e mult mai pretențios la chestii de genul ăsta și merge. Odată ce nu folosești pentru o perioadă, tastatura stinge de lumină pentru a nu consuma bateria. Super, super bine gândit. Bun, bă, cam asta e cu produsul ăsta, pentru că mai mult de atâta face ceea ce spune că face, full. Full. Adică nu cred că poți să ai așteptări mai mari de la așa ceva. Poate fi probabil încărcat mai mult ca sigur, poate fi încărcat cu baterie externă. Îți iei o baterie externă, îți iei device-ul la tine, pe care apropo o să-l închid acum. Cablu, baterie externă, device și poți oriunde să scrii. Îți iei chestia asta cu tine dacă ești un blogger, deci dacă ai blog și nu știu, pleci undeva și nu vrei să cardi laptopul cu tine, dar totuși vrei să scrii un articol și ai doar telefonul, cât de ușor este să scrii așa decât așa pe telefon? Wow. Ok, facem birou și de acum ne vedem în video următor. Eu vă mulțumesc că ați fost aici, vă mulțumesc pentru share-ul pe care să-l dați, vă mulțumesc pentru like, vă mulțumesc pentru subscribe, că am trecut deja de 350 de subscriber. Ne îndreptăm spre 1000 când o să fie un giveaway. Atât, atât de interesant. Vă las acum cu cadrele mele cinematice la produsul ăsta, pentru că e destul de interesant. Nu e foarte mare, deci nu o să încerc să scot cei mai buni și să arate bine, dar merită, merită, cât o fi, merită. Bun, ha, v-a lăsat, va pa! Ha! Oh,